Bună, dragii mei! De foarte multe ori am fost întrebată cum se poate consuma tinctura de propolis astfel încât să nu aibă porița aceea și să nu fie atât de grețoasă. Și atunci, se ia o țeringă, e folosită, că o folosesc eu deja de un an de zile, se trage cu seringa tinctura de propolis din sticlă, doza recomandată, da? Și cu acu se bagă în apă. Vedeți? Nu face poșghiță deasupra și se amestecă. Nici paharul, acum pentru sănătatea mea și în sănătatea voastră o beau eu. Paharul este foarte curat. Să vă fie spre sănătate!